Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică valabilă pentru ziua de marți, 22 septembrie 2020, și vom extrage 3 cărți din setul ceștii de ceai, reprezentând trecutul, prezentul și viitorul, și veți vedea dacă și cu ce mesaje rezonați în funcție de situația prin care treceți și în cazul în care rezonați, cum vă veți putea aranja anumite situații pe parcursul zilei de marți cu ajutorul lor. Firește, dacă simțiți că nu rezonați, această citire nu este pentru voi. Și piatra noastră pentru ziua de marți, 22, sănătate. N-a ieșit de mult această piatră. Veți vedea cum se aplică sănătate în cazul vostru. Și haideți să vedem și cărțile. Prima carte și trecutul vine cu întoarcerea inimii sau revenirea inimii sau revenirea unei persoane din trecutul tău. A doua și prezentul. Drumuri separate. Iar cea de-a treia și viitorul, ceainicul dorințelor. Foarte interesantă combinație. Haideți să le luăm pe rând. Întoarcerea inimii sau revenirea anumitor sentimente îți aduce speranță, renaștere, o nouă iubire sau o veche iubire. După cum spuneam, se reîntoarce. Și cu această ocazie, anumite sentimente îți vor reveni în suflet. Noi cicluri sau capitole sunt în schimbare în viața ta. Trebuie să fii însă răbdător sau răbdătoare și foarte curând vei intra într-un nou capitol în viața ta. Aceasta ar putea fi valabil pentru cineva care este singur, deci nu este într-o relație de mult timp, sau poate fi un mesaj pentru cineva care va avea o surpriză din partea unei persoane care se reîntoarce din trecut și de această dată se întoarce cu intenții serioase. Deci dai posibilitatea să își prezinte opțiunile sau planurile sau ideile și vei vedea dacă corespund cu ale tale, vei vedea dacă este compatibil și dacă va funcționa de această dată, pentru că se pare că data trecută nu a funcționat sau nu a fost momentul potrivit pentru voi. Cea de-a doua carte, drumuri separate, ne vorbește despre separare, despărțire, distanță, unul mergând în stânga, unul în dreapta. Deci acești doi oameni din cartea noastră, vedeți că stau la distanță unul de celălalt și chiar dacă sunt cu fața unul la celălalt, nu se privesc în ochi. Deci această poziționare și privirea lor ne indică faptul că sunt supărați, sunt hotărâți să meargă fiecare pe drumul lui. Dacă nici nu se mai privesc în ochi, este clar că există o mare deconectare între ei. Trenul din spatele lor simbolizează un drum lung și la distanță unul față de celălalt, iar ceasul ne indică o chestiune de timp până când se va produce separarea, dacă în caz nu s-a produs. Această floare, acest trandafir din colț, reprezintă iubire, afecțiune, că a fost cândva iubire și afecțiune între voi, dar acum este ofilit, este apusă această afecțiune. Deci această carte este clar despre separare, direcții opuse și călătorii, unul în stânga, unul în dreapta, pe lungă distanță. Deci, vedeți cum rezonați cu aceste mesaje.
Dar conexia de iubire dintre voi acum se separă, mai ales că este pe poziția prezentului. Și apoi vine ceainicul dorințelor de pe poziția viitorului, care vine cu dorințe, manifestare, poți să ceri ajutor divin. Această carte îți recomandă să-ți pui o dorință. Când îți pui o dorință, intenția ta se concentrează pe dorințele inimii, ceea ce este foarte important. Această carte îți spune că acum este timpul să devii clară cu ceea ce, sau clar cu ceea ce îți dorești și cu ceea ce simți în inima ta, să afirmi această dorință și apoi să-i dai drumul către univers. Universul îți va răspunde când va fi timpul potrivit, timpul oportun. Această carte a ceainicul dorințelor îți spune că se poate întâmpla. Deci dorința ta se poate manifesta. Este o carte cu o energie foarte pozitivă și în combinație cu prima carte, da, cu reîntoarcerea inimii, pentru unii dintre voi este dorința voastră de a vă reuni cu o iubire mai veche și asta se va materializa, va deveni realitate, combinația acestor două. Iar combinația acestor două îți spune că într-adevăr îți dorești ca această relație să se sfârșească, pentru că vezi că nu mai funcționează, unul din voi nu mai este fericit sau poate chiar amândoi, și dacă s-a produs această deconexie și vedeți amândoi că nu mai este niciun viitor în relația voastră, deci relația voastră nu merge niciunde, stă pe loc, stagnează, nu are rost să continuați. Și atunci, sigur că îți dorești să te desparți, fiecare să mergeți pe drumul vostru, mai ales că tu ai în gând și în suflet aceste sentimente care se reîntorc. Și cu aceste sentimente se reîntoarce și o persoană și îți dorești din suflet ca această persoană să se întoarcă înapoi și să reluați de unde ați rămas sau să începeți ceva frumos. Și se poate întâmpla, pentru că ceainicul dorințelor îți aduce manifestare. Vedeți fiecare cum rezonați cu aceste mesaje și cu aceste recomandări. Acestea două sunt, mă scuzați, foarte pozitive. Iar aceasta din mijloc ne vorbește clar despre o separare, despărțire, fiecare pe drumul lui. Dacă nu s-a întâmplat, se va întâmpla, pentru că ceasul este doar o chestiune de timp și fiecare veți merge pe drumul vostru. Dacă voi simțiți în inimă că aveți ceva frumos, sentimente frumoase pentru această persoană care se reîntoarce, este și mai bine să vă puneți o dorință, să vă puneți dorința de a vă reîmpăca sau de a relua relația voastră, pentru că și această carte, și această carte îți spune că este timpul să devii clar cu sentimentele tale și cu dorințele tale și să îți pui acea dorință care îți vine din inimă. Și atunci se va materializa, desigur. Și chiar dacă nu este vorba despre, pentru unii dintre voi, de o persoană care se reîntoarce din trecut, este vorba despre noi începuturi, noi capitole, cu energii foarte frumoase, de iubire, și sunt foarte mari șanse să-ți găsești sufletul pereche cu această carte. Dacă nu este vorba despre o persoană din trecut. Acestea au fost, dragii mei, recomandările pentru ziua de marți, 22 septembrie 2020.
Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes. Dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, lăsați-le deoparte. Aveți grijă și la sănătate, pentru că, conform pietrei noastre, sănătate va fi mai pronunțată pentru ziua de marți. Consultați un medic dacă simțiți nevoia. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți. Iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!